Am știut că ne așteaptă un așteptat foarte greu cu Răzăruțul ăștia echipa, nu mai cum primă să duce un lot foarte valoros, care probabil anul acesta să avea valoros fi pe primele locuri, să mă bate pentru o participare într-o competiție europeană. Am început meciul bine organizat și am reușit să ducem această organizare destul de mult, am avut răbdare, am avut încredere în noi, am blocat benzile unde echipa din Ploiești este foarte, foarte periculoasă, au jucători pe benzi și de acolo din centru periculoasă și am reușit să ne blocăm foarte bine și să fim periculoși pe contract. Am reușit pe urmă și în repriza a doua să și înscriem data asta la momentul potrivit. Asta a fost istoria unui joc pe care nu l-am mai pierdut. Pentru că am pierdut destul de multe lucruri. Și am reușit trei puncte. A fost și noroc că un element esențial. Păi da, la bara aceea, dar eu zic că în prima repriză nu știu să fi tras și nu știu câte șuturi au pe spate punți. Da, locul, noroc că mingea se duce în bară, este noroc. Era unul, nu se schimba așa ca jocul, dar eu zic că victoria este merită. Nu, ni s-a părut că a fost un galop de sănătate. Ah, bine ar fi să fim așa de sănătoși. A fost frică de meciul ăsta? Frică nu mi-e niciodată, dar uneori trebuie să te păzești, să fii prudent, să-ți respecti adversarul, nu de tot din care afară, dar trebuie să fii atent ca să-i vezi punctele bune ca să-l poți înduce. Am văzut că aveți o susținere aparte în tribună, sunt oameni prietenoși care... Da, din păcate, da, am zis că asta este la noi. De praierile mioritice. Și aici sunt praierile mioritice. Da, bineînțeles, nu erau nicio bani, erau din toate părți. Aveți o echipă frumoasă. Din doi trați și tot timpul ciobanii au vrut să se omoare între ei. Aveți o echipă frumoasă aici. Da. E păcat ca echipa asta să părăsească vreodată de ieșa lor. Și antrenorul e frumos. Puțin, mult mai simpatic decât antrenorul, să zicem. Ce? Vă așteptați o oamnă de replică de partea Petrolului? Eu înțeleg că vreți să aflați despre Petrolul. Am vorbit despre gazmătar. Sau v-am zis despre lupi. Păi și noi suntem lupi, dar suntem... Da, am zis, a fost o confruntare în pădure. Vânători erau pe margine, dar după ruși mai omoară și bunicile lupi, așa că... Cât de greu au fost evoluați la momentul să aibă de jucători? Astăzi am văzut că au vrut, efectiv. Da, dar astăzi au vrut. După și astăzi s-au spus că li se virează banii și nu s-a vrut, da. Viața va merge înainte. E Black Friday asta. Sigur. Și cheltuiau banii. Erau atenți pe site-ul și e mai bine așa. Baftă în continuare.